Lalelele, simbolul orașului Pitești, au reprezentat întotdeauna un punct de atracție pentru piteșteni, dar și pentru vizitatori. În perioada sezonului cald, multitudinea de culori oferă un aspect plăcut municipiului spre deliciul privitorilor. Și cum orice activitate reușită trebuie începută din timp, în Pitești, chiar dacă se apropie iarna și nici de cum sezonul cald, a început plantarea bulbilor de lalea. Piteștenii văd această inițiativă drept una binevenită pentru orașul Pitești, dat fiind faptul că este orașul lalelelor. Pare o idee bună? E timpul potrivit pentru așa ceva? Da, și normal. Dacă... E o inițiativă bună să fie orașul? Da, să fie frumos, să arate frumos orașul, sigur. Dar credeți că o să rezistăm pământ, da. Rezist. O treabă foarte bună pentru orașul nostru. Arată bine orașul cu flori. Da, foarte frumos, mai ales cu lalele. Dar credeți că iarna o să reziste? Rezistă. Biologia alelelor e una singură. E o idee bună. O idee cea mai foarte bună. Ideea e foarte bună. Florile sunt întotdeauna frumoase și devenite. Alelele pentru orașul nostru, care e orașul alelelor. În anii trecuți, pentru fiecare locuitor, municipalitatea a plantat câte un bulb de lalea. Peste 1 milion de lalele au fost plantate de când se organizează Sinfonia Lalelelor. În jur de 150 de soiuri de lalele din toate grupele botanice încântă privirile iubitorilor de flori, a piteștenilor, dar și a vizitatorilor orașului.